pacientei în vârstă de 37 de ani cu infertilitate primară de 7 ani. Din anamneză reiese că pacienta prezintă cicluri neregulate, existând luni în care menstruația nu vine. Pacienta este fumătoare și supraponderală. Indicele de masă corporală este de 27 kg pe metru pătrat. Pacienta nu prezintă antecedente heredocolaterale semnificative. Nu a făcut stimulări ovariene, inseminări intrauterine sau fertilizări in vitro până la data lor în evidență. Ambele trompe uterine erau normale la histerosonografie. Din istoricul ginecologic rezultă o excizie cu ansă diametrică făcută pentru o displazie de col uterin în urmă cu 2 ani. Ce implicații are acest caz? Examenul spermogramei a evidențiat prezența unei azoospermii, motiv pentru care cuplul a fost îndrumat spre colegul meu, androlog. Deci azoospermia este o situație în care, așa cum spune numele, fertilitatea este imposibilă, pentru că spermatozoiții sunt absenți din lichidul seminal. Este o situație cu care noi ne întâlnim, cam, să spunem, în jur de 1-2% din bărbați, deci în cuplurile infertile pot fi chiar mai mulți. Ea necesită evaluări hormonale, evaluări clinice și evaluări ecografice. Scopul lor este de a demonstra dacă avem posibilitatea de a extrage spermatozoizi din testicule, pentru că aceasta ar fi singura șansă a acestor pacienți de a avea o fertilitate, bineînțeles, ea obținută prin fertilizare in vitro. Există și cauze genetice ale azoospermiei pe care le-am investigat. Da, le putem investiga printre cauzele genetice, numărându-se anomalii cromozomiale structurale echilibrate, care, dacă apar la partenerul de sex masculin, blochează spermatogeneza, astfel încât consecința poate fi și azoospermia. De asemenea, pot exista microdelezii la nivelul cromozomului Y, fie la nivelul brațului scurt, gena SRY, fie la nivelul brațului lung. Aceste microdeleții au, de asemenea, consecințe asemănătoare. În plus, în cazul neazoospermii, dacă există și se formează spermatozoizi care pot fi folosiți la fertilizare, trebuie testat partenerul pentru fibroză chistică, pentru mutații în gena care codifică pentru fibroza chistică, existând riscul ca descendenții acestui cuplu să facă fibroza chistică. Da, în cazul acestui cuplu, tabloul clinic al pacientei, al doamnei implicate, sugera că există ceva probleme endocrinologice și, într-adevăr, au fost confirmate prin analizele hormonale efectuate, care, asociate cu aspectul ecografic al ovarelor, au demonstrat că este vorba despre un sindrom de ovar polichistic. În general, sindromul de ovar polichistic poate să beneficieze de un tratament de stimulare de ovulație înainte de a ajunge la tratamentul de fertilizare in vitro. În cazul de față, acest lucru nu a fost posibil din cauza asocierii unui factor masculin important. Însă, pacientele cu sindrom de ovar polichistic care ajung să facă tratament de fertilizare in vitro trebuie să fie bine consiliate înainte de acest tratament. Pentru o serie de motive. Și anume, pacienta noastră era supraponderală, avea un indice de masă corporală crescut și este foarte bine demonstrat de multe studii anterioare că scăderea în greutate anterioară tratamentelor pentru infertilitate, chiar o scădere în greutate care nu este neapărat importantă, o scădere în greutate de numai 5 kg,
poate să amelioreze semnificativ fertilitatea și să crească semnificativ șansele tratamentelor pentru fertilitate, de aceea este foarte important să consiliem dietetic aceste paciente și să le încurajăm să practice un efort fizic, nu neapărat foarte intens, dar constant. Și un alt lucru pe care putem să-l facem pentru pacientele cu sindrom de ovar polichistic care urmează să facă un tratament de fertilizare in vitro este să asociem un tratament cu metformin care scade riscul sindromului de hiperstimulare ovariană. În cazul pacientei noastre se asocia și o problemă tiroidiană, o tiroidită autoimună, cu un TSH, deci o funcție tiroidiană în limite normale, dar valori care erau un pic crescute, deci nu aveau o funcție tiroidiană optimă pentru sarcină. Drept pentru care a fost necesar să asociem și un tratament cu hormoni tiroidieni în doză mică și suplimente de seleniu pentru a reduce nivelul de anticorpi antitiroidieni, încercând astfel, din nou, să optimizăm șansele tratamentului de reproducere. Ulterior, a fost un caz fericit în care s-a obținut sarcină, drept pentru care pacienta a trebuit să fie consiliată de importanța evitării unei creșteri excesive în greutate pe parcursul sarcinii, ceea ce este foarte benefic întrucât reduce riscul complicațiilor asociate sarcinii, care sunt foarte frecvente la pacientele cu sindrom de ovar polichistic, mai ales dacă au și exces ponderal. Riscurile acestea fiind riscul de hipertensiune în cazul de față. Ne-am aflat în fața unui caz complex care prezenta atât factorul masculin de infertilitate prin azoospermie, cât și factor de anovulație cronică prin sindrom de ovare polichistic. Singura soluție în acest caz a fost fertilizarea in vitro cu injecție intracitoplasmatică spermatică. Procedura pe care o folosim noi în cazul biopsiilor testiculare este de a le face în momentul fertilizării in vitro, adică folosind spermă proaspătă, nu prin congelare de țesut testicular. Sigur că în momentul în care începem tratamentul de stimulare ovariană pentru o procedură de fertilizare in vitro, în cazul unui asemenea cuplu, luăm în calcul și posibilitatea ca în timpul biopsiei testiculare să nu obținem material necesar procedurii, adică să nu găsim spermatozoid. De aceea, i s-a recomandat cuplului și folosirea unui donator de spermă în caz de eșec, lucru pe care aceștia l-au refuzat. În cazul protocolului de stimulare, am reușit la sfârșit să obținem 15 ovocite, dintre care 11 au fost mature și au fost fertilizate prin injecție intracitoplasmatică spermatică, după biopsia testiculară efectuată de profesorul Calon Firescu la noi în clinică. Rezultatul final a fost că s-au obținut 3 blastociști, dintre care pacientei i s-au transferat 2, unul fiind congelat. Actualmente a avut o sarcină în evoluție de circa 17 săptămâni.